momentul când a fost diagnosticată malformația congenitală, practic părinții și-au schimbat viața. Mama era oricum în concediu de maternitate și tatăl a întrerupt activitatea profesională pentru a se ocupa de copil. E dificil, că te doare când vezi copilul suferă. Îți stă așa ca o piatră pe inimă, o săgeată deasupra capului, că știi că are nevoie de operație. Nu știi când se va întâmpla această operație, pentru că trebuie așteptat în funcție de vârstă, de kilograme. Fiind născut și prematur, el a fost foarte micuț și așteptarea asta e un pic dureroasă, e o presiune. Am încercat să nu arăt treaba asta, să-mi păstrez calmul, pentru că am nevoie de liniște, în primul rând. Ar fi intrat în insuficiență cardiacă din ce în ce mai gravă și s-ar fi pierdut o altă viață pierdută din cei 1000 de copii care îi pierdem în fiecare an în România datorită politicilor sanitare neinspirate în acest domeniu. Pentru mine arată senzațional, indiferent că e conectat la 7000 de aparate, eu mă bucur că e conectat. Dacă nu era conectat, era trist. Vedeți frumusețea acestor operații, dacă operațiile sunt bine realizate, redevin copilași normali care iau în greutate, se joacă, cresc. În primul rând vreau să-l văd bine, bine de tot. Și așteptăm vacanța să ne dea ok, să putem să mergem la mare, să-i văd că se joacă în nisip, că le intră apă și nisip în față și se tăvălesc și să-i văd exact așa cum ar trebui, să ieșim din toată treaba asta cu controle, cu spitale, pentru că nu-i plăcut, dar e o lecție de viață până la urmă. E o lecție de viață care ne întărește pe noi și sunt ferm convinsă că și pe ei.